Fructele și legumele provenite din serele românești au apărut în piețe, sunt gustoase și sănătoase, iar oamenii preferă în sezonul estival să consume astfel de alimente. Producătorii recunosc că vânzările au crescut, mai ales în zilele când se dau pensiile și salariile. Au început vânzările mai bine, dar cu perioada e că sunt între pensii, se simte așa totuși. Perioada când toți iau salarii, pensiile, sunt vânzări mai mari, dar acum trebuie să ne mai lăsăm la preț în jos și totuși e mai acceptabil și pentru noi că se vând mai mult dacă le lăsăm în jos, până la urmă totul e ok, să fie bine și pentru noi și pentru ei. Da. Momentan, în perioada când se mai ia banii și un pic mai au bani, ne mai vizitează. Când începe să mai rămână în lipsă de bani, mai răruți, dar vin, ia câte puțin. Cât se poate dăm puțin așa. Din primăvară până în toamnă cumpăr omul, că îi trebuie de mâncare tot timpul. Deci este perioada în care se cumpără cel mai mult verde? Nu că neapărat se cumpără, dar omul dacă îi trebuie, vine și cumpără. Fie că e iarnă, fie că e primăvară, da. Dar acum, într-adevăr, sunt de toate, mai ales că au ieșit și roșiile. Totuși, cumpărătorii spun că prețurile ar putea fi mai mici. Cumpărați mai multe fructe și legume în perioada de vară? Cumpărăm. Sunt mult mai sănătoase. Foarte sănătoase. Și prețurile cum vi se pare? Potrivit. Cumpărați mai multe fructe și legume în această perioadă? Da. Și cum sunt prețurile? Potrivite. Nu, nici prea scumpe, dar nici foarte ieftine. Așa. Prețurile variază. Pentru o salată verde, o legătură de ceapă sau o legătură de ridichi, prețul este de 1 leu. Kilogramul de dovlecei sau castraveți este 2 lei, iar roșiile, cireșele și căpșunile variază între 5 și 6 lei.